În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Credeți voi că pot să fac acestea? Iubiți credincioși, de multe ori ne-am obișnuit ca Mântuitorul să ne predea învățăturile sale prin parabole, prin pilde, dar iată că de foarte multe ori Mântuitorul ne vorbește prin faptele sale. Și anume, astăzi Sfântul Evanghelist Matei ne spune cum într-una din zile, apropiindu-se de cetate, au venit la Mântuitorul doi muți, care, doi orbi, care au cerut Mântuitorului să aibă milă de ei. Și Mântuitorul i-a întrebat senin, credeți voi că pot să fac aceasta? Și ei au spus, da, Doamne. Și atunci el le-a deschis ochii lor spunând, mergeți după credința voastră, fie vouă. Intrând în casă, au adus însă la Mântuitorul un mut care avea diavol. Și Mântuitorul, alungând diavolul, a vorbit mutul. Și toți se minunau zicând, niciodată nu am văzut așa ceva. Fariseii însă ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe diavoli. Iubiți credincioși, consider că astăzi Mântuitorul ne spune tot o parabolă. Fapta vindecării pe care Mântuitorul o săvârșește astăzi este o parabolă pentru noi. Și anume, așa cum suntem obișnuiți ca într-o parabolă să se folosească anumite personaje din care noi să învățăm ceva, sau să acționeze într-un fel din care noi să învățăm ceva, iată că astăzi avem o parabolă vie. Avem o întâmplare cât mai multe parabole la un loc. Și anume, atunci când au venit la Mântuitorul acești orbi, au venit la cineva despre care probabil că auziseră sau simțiseră. Nu vom ști niciodată unde este într-adevăr accentul, dacă au auzit mai mult decât au simțit sau dacă au simțit mai mult decât au auzit despre Mântuitorul. Important este că ei erau pregătiți ca Mântuitorul să-i miluiască, dar într-un anumit fel. Noi când vedem pe cineva care vine spre noi cu o anumită neputință, bineînțeles că dacă ne cere să îi miluim, ori băgăm mâna în buzunar, ori încercăm să îi îndreptăm așa cum se cuvine, pașii către cineva care poate mai mult. Cert este că atunci când cineva îți cere milă, te străduiești să te încadrezi în partea aceasta materială, crezând că omul are într-adevăr nevoie de ceva. Și are într-adevăr nevoie de ceva. Și totuși, eu unul personal n-am să uit niciodată de Părintele Arsenie, care iată că împlinește astăzi 4 ani de când a trecut la cele veșnice, care atunci când venea săracul de la Aiud, într-o rasă ponosită, a văzut în gara de nord pe cineva care cerșea. Și imediat cum l-a văzut că cerșește, a băgat mâna în buzunar, da? S-a întâlnit probabil ori cu fundul buzunarului, ori a băgat mâna așa într-un buzunar care n-avea nimic în el. Și a scos mâna din buzunar și foarte senin s-a dus la el și a spus, fratele meu, nu am să-ți dau nimic, dar pot să-ți dau o îmbrățișare. Și l-a îmbrățișat și când să se desprinde din îmbrățișare, a văzut că respectivul cerșetor avea lacrimi pe obraz și a zis, părinte, niciodată nu mi-a dat cineva așa ceva. Să nu credem că a da cuiva ceva înseamnă că am făcut totul pentru el. Dacă Mântuitorul, să spunem că astăzi, atunci când au venit acei doi orbi, ar fi băgat mâna în buzunar și ar fi scos un dinar sau doi sau trei, cum ar fi plecat acasă cei doi orbi? Probabil ca în celelalte zile când se vor fi întâlnit pe cale cu oameni darnici. Și atât. Da, dar ei astăzi au primit altceva. Au primit altceva pentru că ei cereau altceva. De fiecare dată când primim ceva, să știți că înseamnă că am cerut acel lucru.
Și dacă n-am primit ceea ce noi ne așteptam să primim, cu siguranță că n-am cerut ce trebuie. Sau nu știm noi că n-am cerut, pentru că nu am comunicat suficient. De multe ori avem anumite impresii despre noi înșine și ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă spun așa o întâmplare despre cineva care stătea la o coadă unde se punea în halbe bere. Acum, această vară ne dă voie să vorbim și despre altceva decât despre căldură. Ne aducem aminte că și noi, prin anii 80, vedeam tot felul de afișe pe la cei care vindeau bere și la un moment dat scria, zice, ridicați halba atunci când ajunge berea la semn. Bineînțeles că respectivul care era pus să umple halbele, dădea de două, trei ori să umplea cu spumă și nu era să stai acolo un sfert de oră ca să se lase spuma respectivă. O luai și pleca, era vina ta, chipurile. Dacă era cineva mai cârcotaș, că nu e cât trebuie, zicea, păi atunci așteaptă să se umple. Așteptai până când îți trecea setea. E bine, într-una din zile vine și se așează la coadă tacticos cineva care observă că nu se așezau lucrurile așa cum trebuia și gramajul era mult mai mic. Cantitatea era mult mai mică. Și atunci când a ajuns în față, zice, eu vreau să stau de vorbă cu patronul. Acum, imaginați-vă că cineva care primește această invitație intră puțin în panică. Păi de ce? Că una cu alta a venit patronul. Și el zice, nu vă supărați pe mine, dar am un pont pentru dumneavoastră. Aoleu, ce pont? Zice, câte butoaie de bere vindeți pe zi? Păi zice, că vreo 5. Dom'le, vă vând eu un pont? Puteți să vindeți 7 sau 8 chiar. Bineînțeles că omul a crezut că gata, a descoperit rețeta fericirii, rețeta umplerii buzunarului. Și a zis, bun, și ce trebuie să facem? Să umpleți halbele până sus. Din partea noastră, vedeți, se vede ceva, dar din partea cealaltă se vede altceva. Din partea noastră, când cerem lui Dumnezeu inclusiv un sfat, Dumnezeu ni-l dă. Dar nu ni-l dă niciodată după ticăloșia noastră. După ticăloșia noastră, noi așteptam să ne spună tot felul de lucruri, cum să facem, cum să trecem, să obținem mai mult, și iată că omul acela a fost foarte franc. Așa se poartă și Dumnezeu cu noi. Dacă vrem să primim mai mult, trebuie să dăm mai mult. Dacă vrem într-adevăr să obținem ceea ce cerem de la Dumnezeu, trebuie să știm ce să cerem. Să cerem celui care poartă să ne ajute material, să cerem material, să cerem celui care poate să ne ajute spiritual, să cerem spiritual, să nu amestecăm lucrurile și atunci vom obține tot ceea ce avem nevoie. Pentru că Mântuitorul atunci când i-a întrebat, credeți voi că pot să fac aceasta? A spus-o după ce cei doi nu ceruseră lumina zilei, nu ceruseră să vadă, nu ceruseră decât să aibă milă. Ia imaginați-vă acum, luând-o ca pe o parabolă, că vine cineva la dumneavoastră și vă cere să aveți milă de el. Și vă uitați așa de sus până jos, îl vedeți că e întreg. Vă mai uitați odată, bă, nu-i lipsește nimic. Vă mai uitați la tot felul de criterii, tot printr-o judecată, și atunci vă pune într-o încurcătură dacă arată perfect sănătos, dacă nu este înconjurat de oameni care să încurajeze acest act al dărniciei materiale, și atunci ce puteți să faceți? Veți spune, am întâlnit foarte mulți oameni, eu personal am întâlnit foarte mulți oameni, cărora material nu ai ce să le dai. E foarte mare problema când dai să faci un cadou și când știi că omul are de toate. M-a întrebat cineva, zice, părinte, un om care m-a ajutat foarte mult, dar foarte mult, nu puteam să fac cu o avere ceea ce am primit de la el, zice, ce pot să-i ofer? Să nu credeți că omul care are destule nu este sensibil la un amănunt pe care îl puteți da, inclusiv un cuvânt de mulțumire. O atenție din partea lui
pe care nu trebuie să o comparăm cu ceea ce are omul acasă sau cu ceea ce are omul pe el sau la el, nu. Ci orice deslușește un gest pe care îl faceți, este foarte bine primit de către acela. Pentru că dacă el va da ceva dezinteresat sau chiar interesat dacă va ajuta, cu siguranță că acolo undeva așteaptă să vadă ce valoare a avut lucrul cu care v-a ajutat. Și lucrul acesta cu care v-a ajutat trebuie să aibă o valoare mare. Valoarea este recunoștința noastră. Pentru că și astăzi, cei doi, atunci când au fost vindecați și au fost avertizați de Mântuitorul, nu cumva să spuneți ce vi s-a întâmplat, ei cum au ieșit de acolo, ce au făcut? Au spus la toți, ia uite, ăsta m-a vindecat. Datorită lui, n-am văzut niciodată lumina zilei și acum văd. Această recunoștință, care, bineînțeles, dacă o luăm acum la amănunte, ne dăm seama că a făcut rău Mântuitorului, pentru că a înverșunat pe fariseii care și așa aveau un dinte împotriva lui, dar să știm că recunoștința nu o facem neapărat pentru cel care o merită, ci o facem în primul rând pentru noi, nu în sens egoist, dar o facem pentru noi pentru a ne subția simțurile, pentru a ne dovedi nouă că știm să primim. Și iată că cei care au știut să primească lumina zilei au început să vorbească. Și mai departe, de ce consider că faptele Mântuitorului astăzi ne vorbesc în tocmai unei parabole? Ne arată Mântuitorul de ce avea diavol un om care nu vorbea. Și certând diavolul, omul a vorbit. Ca să zică, pe cei doi vindecați, îi pune Mântuitorul liniște, silențiu ăsta. Și pe celălalt îl vindecă tocmai de această prea multă liniște. Ca să învățăm noi, odată pentru totdeauna, ce înseamnă comunicarea. Iubiți credincioși, a comunica între noi este un lucru mare. Să nu credeți vreodată că pedepsiți pe un copil care v-a greșit, cel mai bine cu tăcerea. Nu, faceți lucruri rele cu această tăcere. Pentru că această tăcere rupe comunicarea, rupe legătura dintre noi și nu mai știm ce mai vrea celălalt, de ce mai are nevoie, e ca și când l-ai scos din priză. De aceea trebuie să învățăm arta comunicării. Și arta comunicării nu se învață așa ce înseamnă să vorbești, cum să articulezi lucrurile și cum să faci un anumit acord între subiect și predicat. Au trecut de mult aceste preocupări. Înainte trebuia să fii foarte, foarte atent, nu cumva din exces de zel, să pui virgula exact între subiect și predicat. Acum am văzut că virgula, de fapt, înlocuiește predicatul. Zice, comisia juridică, virgulă, la Parlament. Poți să tragi diverse concluzii. A ajuns la Parlament, a luat hotărâre la Parlament și așa mai departe. Și tot felul de lucruri de astea. V-a să zic că nu mai avem acum sfială să vedem pe unde punem virgula. Nu mai. O punem numai între subiect și predicat, anulăm deja predicatul și mergem mai departe. Dar arta comunicării nu înseamnă numai aceasta. Arta comunicării înseamnă de la arta tăcerii, dar nu o tăcere de aia vinovată sau o tăcere cu năduf. Dacă îți greșește copilul sau ia o notă mică, nu mai vorbești cu el. N-ai făcut nimic. Copilul ce să înțeleagă? Dacă tu nu îi spui despre ce e vorba, ce să înțeleagă? Vine acasă, bună tată, întorci spatele. Și întrebă mama, mamă, ce cere tata cu mine? Zice mama, explicație profesionistă. Așa e el, tu nu știi. Și gata, ceața e deasă. Păi mă, fraților, trebuie să comunicăm ca să știe omul ăla de ce e supărat pe el. Și să-l întreb, bă, da, s-a întâmplat ceva, de ce ai luat nota aia mică, putem să îndreptăm altfel? Asta înseamnă să comunici. Dar a comunica începe de la arta tăcerii, așa cum am spus, dar nu o tăcere, ci o ascultare. Știm să ascultăm pe copilul nostru? Păi nu știm.
Pentru că atunci când vine el și spune, știi, tată, au fost subiectele așa de grele și las că știu că nici tu n-ai învățat. Mă, lasă să spună până la capăt. Și încet, încet, în prima etapă îi dai dreptate ca să îi captezi bunăvoința de a spune mai departe, după care, încet, încet, încep să spui, uite, dar hai să fim noi cu un pas înainte. Ia data viitoare să învățăm noi și lecția care urmează. Și să vedem, să mai facem și două, trei exerciții în plus. Uite, te-a trucit eu, una alta, încet, încet, dar nu pornim de la, dar sigur că da, învățătoarea e de vine, sau subiectele sunt de vine, sau ministerul nu mai are oameni capabili să dea niște subiecte. În primul rând, trebuie să facem pace cu noi înșine. Ne convine să auzim pe copilul nostru că se vaietă de ceva? Păi trebuie să facă parte din definiția de părinte. Sigur că ne convine. Ne convine, în primul rând, că este sincer cu noi. Dar să știți că nu e vorba numai de părinți, de copii și de relația lor cu părinții, nu. De noi cu noi înșine. Îmi convine să mă vaiet? Păi să mă vaiet în fața mea, în primul rând. Și așadar începem să învățăm arta conversației cu noi înșine. Să ne ascultăm păsările, să luăm măsuri și să acționăm în consecință. Cu celălalt la fel. Vine soțul supărat. Îl întreb o dată de două ori, de trei ori și zice, nu, nu, că nu-i treaba ta, baba. Da, e treaba mea. E treaba mea. Pentru că orice ți se întâmplă ție și face din tine altcineva decât știu eu despre tine, este treaba mea. Hai să vedem despre ce este vorba. Păi nu că-s probleme de la serviciu. Hai să le luăm încet, încet. Dar nu începem acum cu un interrogatoriu. Dar unde a început? Dar de când ești așa? Dar cine mai stă cu tine în birou? Dar cine a mai intrat? Nu, trebuie să-l lași pe om să spune el păsul până când poate. Îl mai ajutăm numai așa cu întrebări ajutătoare, încet, încet. Iubiți credincioși, dacă Mântuitorul astăzi a spus, vedeți despre fapta asta bună a mea, să nu spuneți nimănui, ci ceilalți au vorbit, să știți că au făcut-o tocmai ca să învățăm și noi. Orice lucru pe care îl simțim, trebuie să-l spunem și celorlalți. Trebuie să spunem cum ne-am simțit bine stând lângă cineva și cum ne-am simțit rău stând lângă altcineva, astfel încât să evite sau să se apropie celălalt așa cum am simțit și noi. Dacă noi nu vom vorbi despre ceea ce am primit de la Dumnezeu, cu siguranță că nu vom ști niciodată ce este cu noi. Și spuneam încă de la început că nu vom ști niciodată ce i-a făcut pe acei orbi să ceară Mântuitorului milostivire. Auziseră despre el sau simțiseră ce poate să le dea. Cu siguranță că există în dialogul dintre ei și Mântuitorul câteva necunoscute. Una este cum au avut ei curaj și îndrăzneală să ceară Mântuitorului fără să se expliciteze ce să ceară. Au cerut, miluiește-ne pe noi. Și v-am spus, miluirea se poate face în o mie de feluri. Poate că Mântuitorul nu mai lua în brațe și pleca oamenii acasă, tot nevăzând. Dar îi lua în brațe. Probabil că și atunci vor fi fost și ei mulțumiți. Sau putea, cum am spus la început, să bage mâna buzunar să le dea un dinar, doi, trei. Important este însă că ceea ce ei au gândit despre cel căruia s-au adresat, aceia au primit. Dacă mergi la cineva și ceri un lucru, fără să-i spui explicit ce vrei, omul acela îți va da ceea ce gândești. Cu siguranță vă spun asta. Pentru că omul din fața ta simte, fără să aibă nevoie de mai multe indicii, ce ai tu nevoie. Și să spunem, bine, părinte, dar stai așa că eu m-am dus la cineva, de exemplu la șeful, și i-am cerut ceva. Și mi-a dat altceva. În franceză c'est autre chose. Copiii este altă problemă. Nu amestecați lucrurile. Partea profesională se rezolvă numai conform fișei postului. Nu vă duceți la șeful dumneavoastră că vă este vecin sau este rudă cu tata sau așa. Nu. Dacă vă duceți cu aceste lucruri în cap, cu siguranță că el vă va da ceea ce are el în buzunare sau nu are.
Dar dacă vă duceți cu conștiința că aveți nevoie de ceva, cu siguranță că veți primi conform conștiinței dumneavoastră. Dacă vă duceți așa, dați-mi paia, dar de fapt eu aș vrea celălalt lucru, principiul ăsta nu funcționează decât la nivel de viclenie. Și atâta va dura cât durează viclenia. Să faci așa o croșetare de gânduri, dar nu iese nimic cu final bun. De aceea, fraților, trebuie să învățăm astăzi. În fața celor doi orbi și un mut, ce înseamnă să vezi și să vorbești? Au văzut în cel de lângă ei pe fiul lui David, cei doi orbi, și au simțit că trebuie să vorbească mutul. Dacă ne constatăm că intrăm în casă fără să vedem un efort al celei care a rămas acasă, cu siguranță că suntem orbi și atunci trebuie să cerem lui Dumnezeu să vedem ce a făcut celălalt. Sunt foarte multe lucruri care nu se văd. Sunt foarte multe lucruri care trec pe lângă noi și dacă noi nu le recunoaștem, cu siguranță că cel care le-a făcut le mai face o dată, de două ori, de trei ori, că așa e seriozitatea omului care știe să facă lucruri, dar până la urmă și vede o până când le facă, nu le vede nimeni. Pe de altă parte, dacă ajungem acasă și ne bântuie Duhul mut, trebuie să ne aducem aminte de mutul care a fost adus în fața Mântuitorului. Nu este cazul să tăcem, pentru că Mântuitorul spune, dacă voi veți tăcea, vor vorbi pietrele acestea. Adică nu vă jucați cu cuvântul. Să nu credeți că puteți pedepsi pe cel de lângă dumneavoastră tăcând. Nu tăcerea îl pedepsește și de altminteri nu de pedeapsă are el nevoie, ci de ajutor. Ajutor ca să-l faceți să vă vadă. Să deveniți vizibili înseamnă să comunicați. Să comunicați înseamnă în primul rând să ascultați, adică să-i ascultați păsul. Pentru că dacă nu-l ascultați și vorbiți tot timpul, cu siguranță că nu vă vede. Un om care vorbește tot timpul, să știți că nu este văzut de ceilalți. Este maxim auzit, dar nu înțeles. Pentru că de omul care vorbește mult, lumea se cam întoarce și își vede de drum. Dar de omul pregătit să asculte, să știți că toată lumea se apropie. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca astăzi să învățăm ce înseamnă ochii și gura noastră. Cu ochii trebuie să vedem pe cel de lângă noi și să vedem cu ce îl putem ajuta și cu ce ne poate ajuta, iar cu gura să mărturisim ce am primit de la Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul, atunci când îi cerem ceva, ne întreabă foarte simplu, credeți că pot să fac aceasta? Și răspunsul nostru trebuie să fie, da, Doamne, dar un cârcotaș ar întreba, dar ce mi-ai cerut? Și dacă Dumnezeu se pune în locul acesta și zice, crezi tu că pot să fac asta? Da, Doamne, dar ce pot să fac? Și atunci răspunsul nostru fie mult mai simplu, ceea ce crezi tu, Doamne, că e bine pentru mine. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.